Bună dimineața, București! Bună dimineața! Așa cum v-am anunțat, astăzi discutăm despre un proiect frumos și important. Dăm aripi educație o campanie inițiată de NEPI, Rochester și Fundația World Vision România care își propune să doteze școli cu cărți și rechizite, sprijinind 10.000 de copii și 500 de profesori din 45 de școli. Astăzi, alături de noi, studioul București FM se află Ami. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit! Asta mai bine fără căști Asta așa ca să stai în Se Și mai bine <laughs> Bună dimineața. Și Anca Gârghiu, grupiar And events manager la NEPI Rock Castle Care ne vor povesti Despre cum putem ajuta și noi să dăm Aripi educații Hai rămâneți cu noi pentru o discuție inspirațională am spus eu Bună dimineața și ție, De dragă Anca Bine ai revenit În studioul București De FM Da, ne auzim Dintr-o găleată dar asta se întâmplă Atunci când uneori tehnica ne mai joacă feste O să ne reglăm toate Este al microfonului microfonul Am înțeles Bun, hai să până reglăm noi Să o întrebăm pe Ami ce face, cum este Cum s-a -a alăturat acestui proiect Și ce a determinat-o să, să facă această alegere Stau foarte bine în această dimineață Ce m-a determinat În primul rând Cărțile mie mi-au schimbat viața știu că în ziua de azi nu prea, parcă nu prea mai avem timp sau nu ne găsim timp să citim sau orice citim, citim pe grabă sau deschidem telefonul și e mult mai la, la Da, și nu este neapărat ceva greșit însă mie totuși îmi place uh, mirosul acela de cărți îmi place hârtia, îmi place efectiv uh, uh, să, să simt Senzația o carte, aceea, exact, parcă intru altfel în, 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 povestea, uh, în povestea ei uh, și o simt altfel uh, iar uh, pentru că uh, sunt uh, mereu uh, implicat în mai multe genuri de, de campanie asta mi s-a părut extraordinar de frumoasă având în vedere că Tinerii din ziua de astăzi cred că au nevoie de îndrumări, au nevoie de susținere, de cineva care să aibă încredere în ei și să îi să îi îndrume spre un viitor mai și bun. Să-i motiveze. Să-i motiveze, până exact. La urmă. Exact cum spuneam și la început, mie cărțile mi-au schimbat viața, mi-au schimbat destinul, mi-au schimbat alegerile, iar alături de Anga, care mi-este prietenă, de aproximativ 2 ani uh -huh. sau un Cam an și ceva, da. uh, cu atât mai frumoasă este bă, această campanie pentru că um, noi rezonăm și prin uh, relația noastră, de, prietenie, de prietenie, da, uh -huh. da și uh, e așa, o, o, o stare extraordinar de, de frumoasă uh, și împărtășim experiențe, împărtășim povești, citim povești și ne spunem povești în această, în această campanie despre prietenie, despre trecut, despre prezent, despre viitor și doar așa cred că ne putem susține unii pe ceilalți ajutându-ne. Bun. Da, da, pe mine am m am a... nu, că eu sunt încă pe probleme tehnice, îmi pare rău. <laughs> <nu>. <laughs> eu sunt... Cornel citește. Eu a... citesc, da, mă pregătesc. Okay. Bine. Hai să o luăm altfel. Ce așteptări avem de la ediția de anul acesta, ediția cu numărul 4? Păi avem multe așteptări. În primul rând, cred că avem așteptarea, la nivelul ăsta, al țelului pe care îl avem cu toții, să reușim să schimbăm percepția noi generații despre citit. Okay. Lăsăm la o parte cifrele astea pe care tu deja le ai spus la început, 45 de școli, 25 de județe, 10.000 de, 10 10 de copii. Astea sunt niște cifre, într-adevăr, foarte importante pentru noi, că, în definitiv, ne dorim ca uh, aceste biblioteci din mediul rural să fie dotate și să aibă cărți. Uh, cred că cel mai mult ne dorim să avem o generație nouă care își dorește să citească. Uh, am fost la Constanța săptămâna trecută și ne-am întâlnit cu un grup de copii, a fost interesant, erau cumva preadolescenți și adolescenți. Câțiva dintre ei citeau, foarte mulți nu. S-au bucurat când au văzut cărțile și totuși... Câțiva dintre ei ne-au spus că lor nu le place să facă nimic după ce se întorc la școală. Ei bine, asta totuși mie mi se pare că e un semnal de alarmă și da, îmi doresc ca măcar din ei o, o parte, nu o să zic un procent, pentru că nu cred că despre asta e vorba, o parte să zică, da, mă duc acasă și deschid o carte și văd ce îmi place de acolo, știi? Putem... Cel puțin să-i facem să fie curioși. Da, da, adică da. Adică da. da, e da, foarte să greu. E foarte greu să faci un adolescent în ziua de astăzi să citească sau să-l să faci curios. Atunci dar să știi că, trebuie abordată, bă, cred că, o parte mai... au priză. Artiștii pot fi niște vectori de imagine Eu, în acest nu ți-am spus, Anca, dar după întâlnirea de la uh, Constanța, Constanca. de săptămâna trecută, uh, toți uh, elevii și uh, copiii care au fost acolo, uh, cred că jumătate din ei mi-au dat mesaj pe Instagram. Da. I-am rugat frumos să-mi da. scrie. Și mi-au zis că ne mulțumesc foarte mult pentru sfaturi și că vor ține cont de sfaturi. Deci uh, poate că a funcționat și da. mă bucur că a funcționat, uh, poate dacă nu primeam niciun mesaj. Uh, Erai un pic descurajată? Poate că da, nu știu. Dar uh, important este să nu renunți. Adică noi vrem să ne ducem visul ăsta până la capăt, să ajutăm cât mai mulți copii, cât mai uh, multe, să umplem cât mai multe biblioteci, uh, iar să iar pe. Pe, pe studenți sau mai mult pe ăștia mai adolescenți, adolescenți da? Să-i facem, efectiv, curioși sau să-i ducem în zona asta a, a, a dorinței de a, nu știu, cititul, cum spuneai mai devreme, este cool, adică e chiar cool. Și dacă... Îți îmbogățește vocabularul. Din toate punctele da, de vedere, te, adică te, nu doar asta, Te face doar asta. să înțelegi un pic mai bine lumea da. în care trăiești și, și practic, ții niște repere din cărți, pe, astfel încât să te ajute să înțelegi mai bine ce se întâmplă cu tine. E, într-adevăr, așa cum ai zis și tu, muzicienii, artiștii, oamenii care sunt prezenți pe toate mediile, într-adevăr, au puterea de a, de a le capta atenția și asta a fost foarte interesant pentru că atunci când am ajuns acolo, inițial au fost acele glume tipice adolescenților care încercau să pară, știți și voi, dezinhibați și cul. Cool. după care în timp ce am început să vorbim, au început să fie foarte atenți, le vedeai lumina din ochi și atunci pe mine asta m-a interesat în mod deosebit. E adevărat că unii i-au scris și lui Denis, celălalt ambasador al nostru, Denis de la The la unul dintre băieți a zis: Eu nu mi-am luat o carte pentru că eu nu citesc așa de mult, dar noi, după ce Denis mi-a trimis prin screen-ul ăsta, am zis: Poate la el o să apară mai târziu, adică noi nu ne pierdem speranța. Așa că dacă mă întreb ce așteptări am, sunt foarte multe, dar câteva ar fi asta. Să, să înceapă să se să, să deschidă o carte și să-i dea o șansă acelei cărți. Cred că putem să ajungem cumva printre tineri și cu ajutorul tehnologiei, nu știu, poate să povestim cărțile pe TikTok ca să îi atragem mai mult. Sigur. Cred că ar fi, ar fi asta și asta o modalitate, adică cred că toate tulurile pe care le avem ne vor ajuta cumva să ajungem cu mesajul ăsta către ei. Și atunci cumva trebuie să ne adaptăm și să vorbim în limbajul actual, pentru că dacă tu te duci și arăți o carte și o pui în față și zici citește o să fie minunat. De ce te-ar crede, știi? Da, asta era și problema mea când eram mic, limbajul. Pentru că primeam anumite cărți recomandate de școală cu un limbaj pe care nu-l foloseam nici măcar în unitățile de învățământ. Și cumva mi-era greu să înțeleg de ce ar trebui să fac asta, având în vedere că mi-era greu să le înțeleg și nu erau atât de actualitate pentru mine. Dar treptat cumva am ajuns să-mi aleg cărțile astfel încât să fie exact, pe gustul Exact asta meu. vreau să completez. Um... Când vine vorba de cărți, e foarte important să nu citești o carte că trebuie sau doar să punctezi acolo un număr de cărți, să gata am citit și pentru, nu știu, luna asta sau pentru ziua asta. E foarte important să citești ceea ce îți place, sau o carte care te atrage, care te pasionează, pentru că uite de exemplu, săptămâna trecută, tot la Constanța, i-am întrebat pe copii ce pasiuni au sau care este visul lor cel mai mare. Um, voi, eu vrând să-i duc în direcția aceasta de a uh, își uh, găsi uh, pasiunile, uh, visurile, uh, să creadă în, uh, în puterea de a uh, schimba ceva în, în viața lor, și mi-au spus că nu au nici măcar o direcție, n-au niciun vis, nicio pasiune. Ex, exact, niciun vis, nicio pasiune. Și uh, le-am explicat și lor acest lucru și uh, susțin chestia asta. E foarte important să citești. Exact ceea ce îți place, pentru că astfel vei citi din plăcere. Că e o revistă, că e o, bă, nu știu, ceva care te pasionează și astfel um, tu citești din ce în ce mai mult și așa ți se deschide și apetitul. Acum. De ce crezi că nu mai au copii neapărat o direcție clară? Și eu am uh, întâlnit destul de mulți... Prieten, spre exemplu, atunci când am ajuns la liceu, nu știau exact pe ce drum să ia la facultate, nu aveau o direcție clară. Ar putea să fie problema că părinții poate nu s-au implicat suficient atunci când erau misi să le găsească pasiunile sau poate le-au fost interzise Bine, fix cele pe care vreau și să te le vezi facă. Că unde te duci. Mm -hmm. Nu, cultural, nu? Nu cred că e, e n-aș zice că e vina părinților mi-e e foarte greu să judec nu am copii și atunci nici nu știu cum se poartă un părinte cu un copil dar cred că sunt foarte mulți stimuli în jurul tău și, și, și lucrul ăsta duce la dezorientare noi, în definitiv vorbesc de generația mea care este clar mai mare decât generația ta, noi nu aveam foarte multe lucruri care să ne distragă atenția. Noi știam, ne ducem la școală, de la școală ne întorceam, ne jucam cu copiii în fața blocului sau casei și eventual citeam, că oricum nu aveai altceva, televizor nu prea era, mă rog, după Revoluție a început să fie, dar tu nu aveai nimic altceva care să te distragă. Practic aveai o traiectorie destul de bine determinată. Acum ai foarte mult stimul și copiii la fel să știi că n-aș generaliza, adică există și copii care au o direcție foarte clară. Noi am avut un eveniment în weekend, fac doar o paranteză ca să vedeți că sunt două lumi, în definitiv, niște copii pasionați de robotică. Au venit cu miile la, la unul dintre centrele noastre, la Mega Mall, unde am început un battle pentru... Se construiesc roboți și ei se bat pe urmă. Și sunt niște competiții care se vor duce în toate centrele. Sunt niște copii brainiacs. Adică, vezi, există două lumi. Și da. atunci, cumva, ar trebui... Să ne uităm și la cei care poate nu, nu, nu sunt dezorientați, dar poate încă nu și-au găsit drumul și să-i ajutăm încet, încet să le dăm mesajele astea. Nu trebuie să uităm că mulți dintre ei vin din mediul rural, unde cu siguranță nu au văzut foarte multe lucruri, așa cum văd ceilalți copii care sunt expuși la informația culturală, cum ziceai și tu, Waze-ul ăsta cultural, da. care funcționează în orașele mai mari. Da, în mediul rural ce ar trebui să facem pe lângă acest proiect? De exemplu, nu știu, a dona cărți, a uh -huh. vă întâlni în anumite contexte, cum ajutăm? Care este fluxul practic? Nu există o rețetă și departe de mine de a să mă gândesc că noi am descoperit-o. Noi. Ne piroche, să ne implicăm în foarte multe proiecte care sunt pe zona asta de educație. Și atunci încercăm, prin toate mesajele pe care le avem, prin toate colaborările cu diferitele ONG-uri, să ajungem și către comunitățile hai să le zicem, ușor defavorizate. Fie că sunt defavorizate pentru că sunt deportate de orașele mari, fie pentru că nivelul de trai acolo este foarte scăzut. Da, donăm cărți, dar cred că este nevoie de mai mult decât să donezi cărți. E nevoie să, ca profesorii, și eu știu că există programele și pentru profesori, să-i îndrume pe cei copii, să le explice Așa cum vorbeam la început într-un limbaj adaptat lor, cât de important este să citești, să încerci să descoperi această lume care e atât de mare și de frumoasă. Și să le sedești dorința asta, pentru că fix ce vorbeam noi mai devreme, vă place să călătoriți, nu știu dacă copiii ăia știau foarte bine ce înseamnă să călătorești, vă place să citiți, nu, da. vă place să dansați, nu. Ei bine, lumea e atât de mare, sunt atât de multe lucruri frumoase pe care ei le pot face, trebuie doar să-i ajutăm să-i canalizăm. Așa este. A mi-a șoptit mie cineva că tu ai o poveste foarte interesantă cu primul impact, cu prima carte pe care ai citit-o. Poți să ne povestești și nouă? Da. Vă mărturisesc foarte sincer că am început să prind gustul cititului mai mult dintr-o obligație. Tata era foarte pasionat de cărți, de istorie, de tot, tot felul de, de cărți. Aveau o bibliotecă. Biblioteca noastră era pe balcon, pentru okay. că nu aveam loc în, în casă și stăteau cărțile pe niște rafturi dintr-un balcon și niște cutii. Uh, și uh, îl admiram pentru asta, însă eu nu eram neapărat uh, pasionată de, de citit, uh, mai ales că în uh, copilăria mea și în adolescență, cel mai mult eu am studiat la vioară și am studiat muzica. Însă mi-a zis tata, trebuie să-ți faci timp și pentru asta, pentru că te va ajuta extrem de tare. În fine, și uh, eu cum mergeam în fiecare vacanță de vară, de Paști sau de Crăciun la țară la bunici, um, ne dădea ca temă de casă să citim câte o carte. Și mi-a recomandat uh, una dintre cărțile mele preferate la Medeleni, de Ion Ei. Ionel Teodorean, așa, și uh, m-a fascinat. Adică primele pagini, vă dați seama că le-am citit direct, hai să le citesc pentru că tata mă punea la finalul vacanței să fac un rezumat. Și correct. pentru că eram conștiincioasă și știam oarecum de frica lui, uh, nu voiam să-l dezamăge și vreau să fac treaba. Ei bine, m-a regăsit foarte tare în, în acea carte, pentru că era fix, era... Ca și povestea pe care eu o trăiam, de fapt. Universul acela la, că, la la, dar, la, la bunici, exact, cu prietenii, ai uh, rezonat cu fratele. foarte, mult foarte mult. Ai început cu o carte frumoasă, un caz fericit, puteai deci, să am știut cu... data exact ce să-mi recomand. Ceva deci, mai cred mai că e foarte important să-ți și recomande cineva ceva. Sau să te facă curios. Ei bine, la mine pe mine nu m-a făcut nimeni curioasă A fost mai mult dintr-o Trebuie să citești cartea asta, altfel mă super pe tine Cum nu voiam să se supără tata pe mine A zis hai să-i dau o șansă Și am dat o șansă și credeți-mă După ce am trecut de cele 10 pagini nu m-am mai oprit și a fost absolut o plăcere să o citesc, deci până la final n-am citit-o din obligație că trebuia eu să-i fac un rezumat tatălui meu uh -huh. nu, am citit-o de, de plăcere și a fost foarte, foarte frumos, mi-a rămas în minte și la dar. mine tot printr-o recomandare mi s-a trezit apetitul pentru citit am uh, primit o carte și eram wow, carte chiar pe gustul meu și după am început uh, să experimentez din era ce în ce mai mult zona respectivă nu era chiar carte de bucate era din asta cu psihologie cum îmi place mie, da da, nimeni nu-i perfect acum. <laughs> Dacă era Andrei aici, era gata, se roade da, bine. N-am zis, -am zis -am chiar cuvintele în cheie dezvoltare personală, am zis psihologie, științe cognitive în direcția asta. Da, e capul mare. Ia uite ce ai văzut? Exact, iată. Ia să-l cooptați și pe Cornel. Dar oricine vrea să vină este binevenit în întreb. această... Da, să știi că s-au mai alăturat prietenii, așa, pe drum, la două dintre evenimentele Evenimente. pe care le-am avut, pur și simplu. Adică am povestit despre campanie și un prieten de-al nostru care are influență, cumva, este foarte prezent și în social media și are și o emisiune TV despre mașini. A zis, dar vreau și eu să vin să vorbesc mm -hmm. despre cărți. Ok, vino, vină alături de noi. Adică de ce nu? Oricine vrea să vină alături de noi, e binevenit, și uh, oricine are o poveste legată de. sau are ceva de spus, că nu trebuie să avem o poveste. Are ceva de spus astfel încât să influențăm noua generație și cumva să îi transmitem un mesaj valoros. E binevenit în campania noastră. Până la urmă, vă pot ajuta și eu. Pot Te să așteptăm explic cu drag. Ce face Asu de treflă. Să din 52 de cărți câte Dacă am citit în viața pot, mea, cred că mă pot Poți să vii să acasă. vorbești despre cărți. Da, exact. deci cărțile... Cred că -aș bloca în istorie, nu știu, aș, aș deveni obositor. Apoi, M-am axat pe cărți de tu istorie. Și tata. Ok, foarte da. frumos. Păi vină cu noi, uite. Noi plecăm de aici la Craiova, mâine mergem la Galați. Bine, vă adresați da? la etajul 6, vă spun <laughs> <că> <laughs> să vedem dacă rezolvăm. Da, mi-ar plăcea și de ce nu? N-aș refuza un astfel de proiect. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Uh, creu, -vă urmează, ați spus, da? Astăzi, astăzi. Plecăm acum plecăm de aici. Oh, un da. drum bun. Vă acolo dacă ne auziți. Da, exact. Da. Și sunteți de, de acolo? Păi uite, de pe acolo? urmează de 10 ori România cu Răzvan Petre Și se poate repeta acest apel Și la mâine, Petre, mâine la Galați toată țara. Okay. Da, Și tot mergem Pe urmă asta să avem Sibiu Unde merge un alt ambasador Târgu Mureș unde merge Ami Săptămâna viitoare, da. tot marți. Da. Suntem... Ami, te așteptăm și în postura de artist uh, practic. Vin, 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 vin. <laughs> Undeva așa aș uh, preconiza pe la începutul lunii octombrie. ok, te okay. Ca Să anunțăm okay. așa. Okay. Astăzi am început Prost, matinalul cu Adorador. Deci Yay. Ești acolo, stai liniștită că nu dispar <laughs> din playlistul București FM. Da. Um, aștept. multă baftă, vă mulțumim foarte mulțumim mult mulțumim pentru, pentru, prezență. Drum bun. Mulțumim. Anca și Ami au fost alături de noi. Să citim despre asta este vorba. E un pas, un pas extrem de important, unul Micuț pe care îl facem și noi, uh, micuț uh, la nivel uh, practic. Suntem noi mai piperniciți, dar este un pas uriaș acesta pe care îl voi uh, îl faceți, și uh, să sperăm că veți ajunge acolo unde trebuie, în uh, sufletele, în inim inimile și în uh, mințile celor care uh, descoperă cartea până la urmă. Mulțumim! Mulțumim și baftă în continuare! Mulțumim! Mulțumim. Cornele, trăiești la citit! Da, revenim mâine! Uh, nu că citim! Okay. Nu mai vine, nu ne mai, citim în direct. Ți am zis pără -și, pără -și. Ne luăm fiecare cât o carte, a, e. O, o intervenție, o carte. tu o intervenție Mâine și să vedem să ce se leagă. să vedem ce este. Da. Mulțumim, mă, aveți grijă de voi, drum bun și să ne reîntâlnim cu bine. Amina a promis că va fi aici prezent în uh, Studiul București FM o dată în plus. Anca Ami, Cornel, Andra, vă Alex, vă pupă, rămâneți ascultători de București FM, urmează de 10 ori România. Mâine dimineața la 6 ne reîntâlnim în Bună dimineața București. Ceau. Pa. Ciao. Bună dimineața București.